Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de-a șasea ediție Analizelor Economice. Eu sunt Veceslav Veniț, expert la IDIS Viitorul. Acest produs este realizat de IDIS Viitorul împreună cu Privesc EU. Precedentele analizei economice le puteți accesa pe pagina IDIS Viitorul, pagina Privesc EU sau pe pagina mea personală, ioniță.md. În partea de dreapta găsiți rubrica analize economice și acolo le găsiți absolut pe toate precedentele analize pe diverse subiecte. Astăzi este o zi mai specială, deci am considerat că ar fi cazul să fie analiza economică puțin mai de sărbătoare. La 4 iunie 1991, în Republica Moldova a fost înființată Banca Națională a Republicii Moldova, cea care astăzi împlinește 30 de ani de zile de la înființare. Totodată, deoarece este ziua Băncii Naționale, tot ziua de 4 iunie este ziua lucrătorului bancar. Eu felicit toți angajații din sistemul bancar, apropo, mulți nu cunosc, dar 85% din angajații din sistem bancar sunt doamne, de aceea felicit în primul rând doamne, dar și pe domnii din sistem bancar cu această zi. Și astăzi vom vorbi pe o temă mai specială, să dăm un ton de sărbătoare. Dar înainte aceasta vreau să spun că Banca Națională a fost de multe ori criticată, pe bine, pe meritate, are și multe lacune, au fost, știm toți foarte bine, s-a întâmplat în 2014, jaful bancar, dar în ultimii ani de zile s-au întreprins măsuri, după mine, extrem de focusate pentru a schimba situația. Și criza din 2020 a arătat că din toate elementele crizei, ceea ce nu ne-a afectat pe noi este exact pe dimensiunea bancară. Vreau să reamintesc că în toate crizele din Republica Moldova ne-am confruntat cu reducerea numărului de angajați, adică cu creșterea șomajului, cu reducerea exportului, cu reducerea investițiilor, cu scăderea volumului de credite, cu presiunii de pricerea valutii, cu reducerea rezervelor valutare ale băncii naționale. Ceea ce nu s-a întâmplat în 2020 este exact sistemul bancar. Volumul de credite a continuat să crească, presiunea asupra valutei n-a fost, rezervele valutare au crescut la cel mai înalt nivel. Din acest motiv, încă o dată spun, Banca Națională, toate cele bune și cele rele, merită astăzi să ne aducem aminte, 30 de ani în urmă, un element al independenței este valuta națională și cei care stă la straja valutei naționale este Banca Națională. Dar astăzi am ales așa o temă mai de sărbătoare, o temă mai de divertisment, dar cred că pentru mulți va fi interesant. Noi avem 25 de ani. În anul 1996, pentru prima dată, Banca Națională a Moldovei a bătut monede comemorative. Foarte mulți cetățeni nici nu cunosc că noi, pe lângă monedele obișnuite, care le vedem în circulație, lei de hârtie, lei care sunt acum de metal, avem și monede comemorative de 10 lei, de 50 de lei, de 100 de lei, avem și monede comemorative de 100 de lei. Astăzi aș vrea să vorbim despre ele și am ales top 10 curiozități sau 10 lucruri legate de monedele comemorative ale Republicii Moldova, lucruri care sper că va fi interesant. Prima, și am să rog colegii ca să arăte în spate să vedeți moneda, deci, cred că nu știați, mulți nu știați, dar prima monedă comemorativă a apărut în Republica Moldova în 1996. În acel an, noi am observat 5 ani de la independență și Banca Națională, ca și celelalte bănci ale lumii, sunt majoritatea băncilor, sau dacă să nu spunem toate băncile centrale ale lumii, bat monede comemorative pentru a reaminti tuturor că s-a întâmplat un eveniment și prima monedă comemorativă a Republicii Moldova a apărut acum 25 de ani în urmă și a fost dedicată 5 ani de la independența Republicii Moldova. Deci acesta este primul lucru care ar fi bine să-l cunoașteți. 2. Din 1996 până în prezent, Banca Națională a Republicii Moldova a bătut 178 de monede comemorative. Este un număr impresionant, ca să vă fie clar, dacă le-am aranja aici pe masă, ar ocupa jumătate de masă. Apropo, toate aceste monede le puteți găsi la Muzeul Băncii Naționale, copiii dețuri merg acolo la muzeu, pot vedea aceste monede, dar să le luăm cine sunt ele. 153 de monede sunt de argint. Monedele de argint au de la 16 grame jumătate până la 31 de grame și jumătate. De ce anume așa măsurarea? Ele se măsoară uncii sau poz, sau, deci uncii astea era cum ar fi de la nucă și o uncie are 31,1 grame și atunci monedele sunt fie de uncii, fie de jumătate și în cazul atât avem monede de 16 grame, de regulă, de 16 grame jumătate sau de 31,1 grame. 18 monede de ale Băncii Naționale sunt de aur,
Din regulă, monedele de aur sunt în jur de 7,8 grame, deci se fac cu mult mai mici, deoarece aurul, vă dați seama că este scump. Spre deosebire, dacă dumneavoastră aveți un inel de aur, aici proba este de 485 sau 500 ceva, asta înseamnă că doar jumătate din metalul, deci este aur, restul este alt aliaj. În cazul monedelor, fie de argint, fie de aur, în proporție de 999, deci proba este 999, deci 99,9% este aur sau argint, 1% de impurități, asta este ceva obișnuit pentru, se numește aur pur, metal pur. Trei monede sunt din tombac sau alam roșii argentate, deci sunt monede din metal simplu, voi vorbi despre ele pe final. Și o monedă este din aliaj de alamă placată, deci a fost bătut o singură monedă de acest fel, de fapt toate monedele sunt de argint, în total sunt 175 de monede. Apropo, tirajul unei monede în Republica Moldova, înainte era de regulă de 1000 de monede, avem o excepție cu moneda vinului, sărbătoarea vinului, care este de 3000 de monede și în ultimii ani Banca Națională bate doar câte 250 de monede comemorative. Altfel spus, dacă ați dori să aveți o monedă comemorativă, este de fapt o raritate, nu sunt mai mult de 250. Însă, dacă vedeți, am spus 178, dar am numărat 175. Ultimele trei sunt monede comemorative de circulație ordinară. În ultimii trei ani de zile, începând cu anul 2018, anual Banca Națională bate câte o monedă obișnuită, din metal obișnuit, de valoare de 10 lei, care este în circulație, ele nu sunt foarte multe, se bat câte 250 de monede, dar dumneavoastră destul de ușor o puteți găsi în buzunarele dumneavoastră, ele intră în circulație obișnuită. Noi astăzi despre aceste trei monede obișnuite nu vom vorbi, vom vorbi despre monedele deosebite care apar cu mult mai rar. Cea mai scumpă monedă, a treilea curiozitate, cea mai scumpă monedă din Republica Moldova este moneda care a fost bătută acum 2 ani de zile, în 2018, și comemorează 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Este o monedă din aur curat și are 31,1 grame. Deci doar valoarea aurului din această monedă este de aproape 2000 de dolari. Deci atâta costă aurul. Plus ceea ce este Banca Națională de regulă adaugă la valoarea aurului vreo 20%, această monedă cred că mai puțin de 2000 de dolari. Sau 35-36 de mii de lei nu poate fi găsit. Este cea mai scumpă și cea mai inaccesibilă monedă pentru majoritatea colecționarilor. A patra, mai curiozitate. Pentru ca să bată aceste monede, Banca Națională a avut nevoie de 2 tone și 312 kg de metal scump, fie aur, fie argint. Deci, ca să vă fie clar, deci toate monedele noastre care au fost bătute de către Banca Națională cântăresc 111 kg și 580 de grame de aur. 2 tone, 108 kg de argint, 2 tone ar fi o cantitate foarte mare, tombac argentat 18 kg, deci tombacul este un aliaj dintre zinc și cupru, și alamă placată sunt 75 de kg. Asta vorbim despre monedele comemorative de circulație scurtă, dar nu cele care au circulat des. A cincea curiozitate despre monedele noastre. Cel mai popular personaj care este pe monedele Republicii Moldova, după cum și bănuiți, cred că este Ștefan cel Mare. Din acele 175 de monede comemorative, 5 monede sunt dedicate lui Ștefan cel Mare. Prima monedă de argint este 525 de ani de la glorioasă victoria lui Ștefan cel Mare la bătălie de la Vaslui. Altă monedă este 555 de ani de la urcarea lui Ștefan cel Mare la tron, pe tron. Stejarul lui Ștefan cel Mare, de fapt este despre un pom, dar tot are legătură cu Ștefan cel Mare. 555 de ani de urcarea lui Ștefan cel Mare la tron, dar de la aur. Și ultima, Ștefan cel Mare, 500 de ani de la trecerea în eternitate. Tot este de aur. Deci Ștefan cel Mare este cel mai popular personaj și este întâlnit de 5 ori în monedele noastre comemorative. A șasta curiozitate. Toate monedele Băncii Naționale, ca să fie mai ușor să le colecționez, toate monedele Băncii Naționale sunt grupate în serii. În total, în prezent, avem 17 serii, deci toate 176 de monede fac parte dintr-o una sau altă serie. Prima serie care a început în anul 1996 este seria de evenimente istorice, unde sunt deja
mai mult, în jur de 20 de monede, care odată cu apariția anumitor evenimente istorice sau la comemorarea unor evenimente istorice, Banca Națională bate monede. Ultima serie a fost domnitorii țării și a fost lansată în 2019. Cea mai mare serie este personalități și a fost lansată în anul 2000 și până în prezent au fost bătute 37 de monede. Deci într-o singură serie sunt 37 de monede. Dacă le-ați pune într-un șir, ar fi lungimea acestei mese. Și cea mai mare serie de monede bătute într-un singur an sunt Mănăstirile Moldovei, a fost lansată în anul 2000 și în acel an au fost bătute 20 de monede cu 20 de mănăstiri din Republica Moldova. Apoi, pe parcursul anilor, au mai fost bătute 4 monede. În total, în prezent, la Mănăstirile Moldovei avem 24 de monede, cu mult mai puțin decât toate mănăstirile care sunt în Moldova. Din acest motiv, cred că această serie va continua să crească și Banca Națională ne va bucura cu alte monede legate de aceste locașuri sfinte. Apropo, paralel cu mănăstirile în Moldova, Banca Națională mai are încă o serie locașuri sfinte, unde sunt bătute monede cu diverse biserici istorice din Republica Moldova, cum ar fi Biserica Mazărache sau alte biserici din Republica Moldova. A șapte curiozitate. În anul 2018, în Republica Moldova, în sfârșit, în alte țări s-a întâmplat lucrul acesta mai devreme, dar în sfârșit, în Republica Moldova, anul 2017, în Republica Moldova apare prima monedă colorată. Dacă vă uitați atent, garofiță triunghiulară este din grupul, din seria Cartea Roșie Republicii Moldova, deci vedeți, moneda are, este în culori, deci este prima monedă în culori în Republica Moldova, de atunci au mai fost bătute câteva monede în culori. A opta curiozitate. În Republica Moldova, anual, Banca Națională în mediu bate câte 8 monede. Deci, practic, toți cei care colecționează monede știu că trebuie să-și rezerveze un buget. Nu vorbesc de monede de aur, care de regulă e o singură monedă de aur, poate costa la nivel de 5-7.000 de lei, cel puțin. Și cum am vorbit, o monedă care a fost bătută o singură dată de 31 de grame, poate costa și 35.000 de lei. Monedele obișnuite costă, variază de la 3-400 de lei din metal simplu, dar de argint, de regulă, sunt 500, 600, 700 de lei, independent de greutate, dar un colecționar din Republica Moldova trebuie să aibă anual 4.500-5.000 de lei ca să procure 8 monede comemorative care Banca Națională le bate în fiecare an. Dacă ne uităm la graficul numărul 8, vedem că cele mai multe monede au fost bătute în anul 2024 de monede, cele mai puțini, cu excepția anilor când au fost bătute, au fost în 2004 doar 3 monede. În anul 97, 98, 99 și anul 2002 sunt unici ani când Republica Moldova nu a bătut monede comemorative. În rest, dacă observați, în fiecare an se bat aproximativ același număr de monede, iar în graficul de jos, după cum și-ar aștepta, cele mai multe monede care sunt bătute sunt monedele de argint. Și avem doar câțiva ani de zile când în Republica Moldova se bate câte o monedă de aur. De fapt, Banca Națională se străduie ca în fiecare an să fie bătută una. Avem și ani, cum ar fi anul trecut, spre exemplu, n-am avut monedă de aur, dar de regulă, în fiecare an, Banca Națională bate și o monedă de aur. Cât ar costa colecția dumneavoastră dacă ați reușit să aveți toate monedele acasă? Deci dacă ați un colecționar din Moldova, împătimit, de istoria Republicii Moldova, de numismatica Republicii Moldova, ar dori să aibă toate monedele bătute de Banca Națională acasă. Încă o dată repet, sunt 178 de monede, dintre care 175 sunt monede comemorative speciale care se bat în tiraj foarte micuț și 3 monede care sunt în tiraj liber pot fi găsite inclusiv când mergeți la magazin. Dacă dumneavoastră ați avea aceste monede, atunci ele ar cântări 3 kg și 370 de grame. Parcă nu e prea mult, dar să nu uităm că vorbim de aur și de argint. Monedele de aur, dacă ați avea toate monedele băncii naționale, care sunt 18 la număr, ele ar cântări 211 grame și 211,6 grame. Doar valoarea aurului la ziua de astăzi, pe data de 4 iunie, am verificat cât costă aurul la bursă. Apropo, aurul la bursă, dar în realitate dumneavoastră o să mi-a adăugat cel puțin 20%, deci doar la bursă aurul costă 12.738 de dolari, ceea ce înseamnă că doar valoarea aurului pe care dumneavoastră l-ați putea procura de la
băncile licențiate care vândau aur, va trebui să plătiți cel puțin 15-16 mii de dolari numai pentru aurul care este în aceste monede comemorative ale Băncii Naționale de Aur. Pe locul 2 se află argintul, care ar cântări 2 kg, 718 grame. Pentru el, la bursă, valoarea lui astăzi este de 2392 de dolari, dar dumneavoastră ar trebui să plătiți cel puțin 3000 de dolari. Deci doar valoarea metalului la toate monedele din Republica Moldova este de cel puțin 20.000 de dolari. Evident că dacă ați avea toată colecția, cred că ar trebui să plătiți cu mult mai scump, deoarece sunt monede rare, sunt monede cu Ștefan cel Mare, care colecționarii nu le dau, și aici vreau să fac o mică remarcă. 2 ani de zile la rând, Banca Națională bate 2 monede care nu le poți găsi în circulație obișnuită. Și evident, colecționarii din Moldova sunt foarte, să zicem așa, în mare căutare monede. Una, o monedă specială ține de Curtea de Conturi, a fost bătută o monedă comemorativă legată cu aniversarea Curții de Conturi. Și această monedă nu poate fi găsită în vânzare și colecționarii foarte tare sunt în căutarea ei. Și a doua monedă, care tot este foarte greu de a o găsi în vânzare, este medicul meu, eroul meu, deci este o monedă specială care a fost bătută într-un context special. Și aceste două monede, ele sunt deosebite de toate celelalte monede care sunt în anumite serii, care le poți găsi destul de ușor. Și în sfârșit, a 10-a curiozitate, cu asta vreau să finalizez, Banca Națională, fiind o instituție serioasă, nu uite că noi toți am venit din copilărie, noi toți am fost cândva copii și din cauza aceasta Banca Națională nu uită de copii. Din acest motiv, din anul 2010, din 2019, Banca Națională a început să bată o serie nouă, Poveștile Copilăriei. Sunt niște monede, le vedeți aici pe ecran, sunt niște monede excepționale. Spre deosebire de toate celelalte monede care sunt din aur și argint. Dacă ați fost atent, am spus că sunt unele monede care sunt din tombac sau alama roșie sau cupru cu zinc, deci anume acestea sunt monedele pentru copii, ele ca valoare a metalului nu sunt scumpe și ele nu sunt foarte scumpe, dar ca formă grafică cum au fost făcute, modul cum au fost oferite publicul larg, după mine sunt cele mai excepționale monede. Dacă le observați atent, sunt făcute într-un stil care să fie atrăgător pentru copii, sunt în cutii speciale cu desenele din copilărie și evident au început foarte clar. Capra cu trieți, punguță cu 2 bani și Făt Frumos și Elena Cosânzeana. Deci, dacă ați face topul poveștilor din copilărie, cred că este a 3 povești cu certitudine intră în topul nostru și Banca Națională a început cu acest lucru. Încă o dată, pe final, aș vrea să spun următorul lucru. Fiecare țară, un element important al independenței, lângă imn și drapel, este moneda națională. Republica Moldova a parcurs un drum lung de a avea moneda națională. În 91 a fost creată Banca Națională, în 93 a apărut Leo Moldovenesc, în 96 a apărut prima nouă monedă comemorativă. De atunci, leul nostru a trecut prin diferite peripeții, leul nostru a cunoscut și perioade de depreciere, a cunoscut și perioade de apreciere, leul nostru a cunoscut tot ce dorim noi, dar, pe lângă locurile care sunt cunoscute de către noi toți, sper că ați vă fost interesant să aflați că încă un aspect de activitate a Băncii Naționale, prin tot ce face ea, este și baterea monedelor comemorative, care la ziua de astăzi sunt 178, iar dumneavoastră, dacă le-ați dorit să le aveți acasă, toate monedele, câte una din aceste 178 de monede, ar cântări mai mult de 3 kg și doar metalul din ele ar trebui să plătiți mai mult de 20.000 de dolari. Vă mulțumesc până data viitoare, când vom discuta alte aspecte legate de economie, cred că într-o manieră, nu cum a fost astăzi de sărbătoare și într-o manieră așa mai de să fie de cunoștință generală, dar vom trece la anumite subiecte de interes public pentru noi. Vă mulțumesc!